Explozie de cazuri de COVID-19 în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat în doar 24 de ore 68 de infectări la nivelul județului. În timp ce numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 atinge un nou record de infectări al ultimelor luni, crește și rata incidenței cumulative în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat în ultimele 24 de ore 68 de mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Astăzi, 17 septembrie 2021, în județul Mehedinți, situația epidemiologică este următoarea. 8.787 persoane confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, dintre care 68 cazuri de îmbolnăvire înregistrate în ultimele 24 ore. 638 persoane în carantină la domiciliu sau în locația declarată. 12 persoane în carantină instituționalizată, 216 persoane testate pozitiv, izolate la domiciliu, asimptomatice, 109 persoane internate, 418 persoane decedate de la începutul epidemiei, 0 decese în ultimele 24 ore. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este 0,86. Situația localităților cu rata incidenței cumulative peste 2 la 1000 de locuitori este următoarea: Șișești 2,02, Oprișor 2,07, Livezile 2,13, Svinița 2,28, Breznița Mutru 2,37, Pădina 2,58. Datele menționate sunt în dinamică și se pot schimba de la oră la oră. De asemenea, situația este îngrijorătoare și la nivelul întregii țări. Numărul cazurilor zilnice de COVID-19 a depășit pragul de 4.000, iar numărul deceselor este în creștere.